Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Un seism cu magnitudinea de 8 grade pe scara Richter a lovit o regiune a pădurii amazoniene. Cutremurul a produs panică în Lima și numeroși locuitori au ieșit în stradă. Bilanțul este un mort și cel puțin 26 de răniți. Seismul a durat 127 de secunde și a avut loc dimineață la ora locală 2:41 de minute, la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Lagunas, un oraș peruan cu 12.000 de locuitori. În Peru, cutremurul a lăsat în urmă 11 răniți și 58 de clădiri distruse, dintre care 53 de case și 5 școli. De asemenea, în urma cutremurului au fost înregistrați 15 răniți în statul vecin Ecuador. Acum revenim în țara noastră și astăzi am avut parte de o vreme deosebit de caldă. În această după-amiază, în Moldova și în Dobrogea, cerul a fost senin, iar temperatura resimțită de către corpul nostru a indicat o valoare de 33 de grade Celsius. 33 de grade s-au resimțit și în Zimnicea. Din păcate, în următoarele ore, meteorologii anunță ploi și instabilitate atmosferică. Până miercuri este în vigoare o informare în acest sens pentru regiunile sud-estice, vestice, ia uitați, nordice și cele centrale. În tot acest interval vorbim despre ploi torențiale, frecvente descărcări electrice, vânt cu aspect de vijelie și posibil chiar grindină. Într-un timp scurt se pot strânge cantități importante de apă pe arii restrânse 25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Situația va fi mult mai gravă în această noapte și până mâine dimineață, când meteorologii au emis un cod galben de ploi și instabilitate. Așadar, în Banat, în Crișana, în vestul Transilvaniei, în vestul și nordul Olteniei, vorbim despre ploi torențiale, vijelii, grindină și cantități importante de apă. Iată, numai câteva ore până mâine dimineață la ora 6 se așteaptă până la 40, chiar 50 de litri pe metru pătrat. Acum vă invit să vedem câteva fenomene și temperaturi de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Unde nu plouă, vremea va fi mai caldă, astfel încât în Câmpia Română mâine se vor înregistra și 32 de grade Celsius. Se anunță o dimineață plăcută din ce în ce mai caldă, iată cu 15-16 grade în termometre. Cu detalii revin un pic mai târziu în principala rubrică Meteo. Încălzirea globală are efecte negative asupra sportului. Temperaturile ridicate au început să pună probleme de organizare la multe competiții sportive, cele mai afectate fiind în ultimii ani Jocurile Olimpice de iarnă. Când se vorbește despre încălzirea globală, nu se ia foarte mult în calcul efectul acesteia asupra activităților sportive și de recreere. Atât sporturile de iarnă, cât și cele care au nevoie de o vreme frumoasă, au început să aibă de suferit în urma schimbărilor climatice. Dacă sporturile de sală sunt mai protejate, cele care se țin în aer liber sunt dependente de vreme, ca și performanțele sportivilor ce le practică. Sporturile de iarnă au avut mult de suferit în ultimii ani. Un bun exemplu sunt Jocurile Olimpice de la Sochi, din Rusia, din 2014, unde organizarea a costat aproximativ 50 de miliarde de dolari. Din toată această sumă, o bună parte s-a cheltuit pentru producerea a sute de mii de metri cub de zăpadă artificială. În perioada respectivă a fost foarte cald la Sochi și zăpada naturală nu era suficientă. Media normală de temperatură pentru acea zonă era de 10 grade Celsius, dar în perioada Jocurilor Olimpice a fost mult mai ridicată, 16 grade Celsius. Ieșind din zona competițiilor, sporturile de iarnă sunt practicate și ca agrement, iar lipsa condițiilor de practicare a lor influențează și economia. Spre exemplu, în Statele Unite ale Americii, sporturile de iarnă produc cel puțin 12 miliarde de dolari anual și oferă locuri de muncă pentru peste 200 de mii de oameni. Încălzirea globală i-a făcut pe aceștia ca, împreună cu sportivii de performanță, să înceapă să ia măsuri de reducere a emisiilor gazelor de seră în stațiunile de schi, realizând că, pe termen mediu și lung, efectele încălzirii se pot resimți serios, ba chiar le pot pune în pericol slujbele. Un studiu recent arată că pe la jumătatea secolului acesta, mai mult de jumătate dintre orașele care au găzduit Jocurile Olimpice de iarnă vor avea temperaturi mult prea mari pentru sporturile alpine. Același studiu spune că la finalul secolului, doar 6 orașe din ultimele 19 în care s-au organizat Jocurile Olimpice vor mai avea condiții destul de bune pentru o asemenea competiție. Toate acestea pun în pericol atât desfășurarea în sine, cât și siguranța sportivilor. Mulți dintre ei au protestat la ultimele ediții de Jocuri Olimpice din cauza că riscau să se accidenteze dacă zăpada nu era suficientă sau de calitate. Nemulțumirile au venit în special de la practicanții de snowboard, sărituri cu schiurile și slalom alpin. Pe viitor, se pot întâlni din ce în ce mai des asemenea situații, totul fiind doar o urmare a încălzirii globale. Acum a sosit momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră.
Așadar, în această noapte, instabilitatea atmosferică va fi foarte accentuată în Banat, în Crișana, în Maramureș, în vestul Transilvaniei, dar și în vestul și în nordul Olteniei. Se așteaptă ploi torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Într-un timp scurt se pot strânge cantități importante de apă, chiar 50 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil. Vântul va prezenta intensificări la munte, prin regiunile estice, dar și prin cele sud-estice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade Celsius. Mâine vremea rămâne instabilă în sud-vest, în vest, în nord, în centru. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Din nou vorbim de ploi zgomotoase de vară, vijelii și căderi de grindină. În schimb, în restul țării, vremea va fi frumoasă, soare și până la 32 de grade Celsius în câmpia română. În București urmează o noapte liniștită cu cer variabil, iar spre dimineață în termometre vor fi 14 grade. Mâine, vreme frumoasă cu 31 de grade Celsius la amiază. După amiaza și seara, norii se vor înmulți și vom avea parte de ploi zgomotoase de vară. Vântul își va face simțită prezența, mai ales în timpul ploilor. Presiunea atmosferică are o valoare scăzută de 755 mm coloană de mercur și va continua să scadă. Poi mine, cam la fel. Vreme bună până după amiază, apoi instabilitate și iată, 30 de grade. Mâine, la munte, vorbim despre ploi și multă instabilitate pe timpul zilei în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridional, dar și în nordul Carpaților Oriental, iar mâine noapte și în restul masivelor. Cantități importante de apă în zona montană, 35, chiar 40 de litri pe metru pătrat. În regimul termic nu apar modificări semnificative față de astăzi. La mare, în schimb, vreme bună, soare, nor strict decorativ, doar vântul își va face simțită prezența. În aer vor fi până la 21, chiar 22 de grade în Mamaia și în Eforie Nord, iar apa mării din ce în ce mai caldă va avea în jur de 17 grade. La nivelul întregii țări, ziua de poimâine ne va aduce aceeași instabilitate în sud-vest, în vest, în nord și în centru, în timp ce în rest vremea va fi bună, iar astfel de fenomene pot să apară, dar către seară și numai pe spații foarte mici. Temperaturile maxime vor tinde miercuri spre 31 de grade Celsius. Avem în față o nouă săptămână, iar meteorologii au emis noi atenționări meteo. Așadar, un ciclon de origine mediteraneană format în bazinul central va aduce ploi și multă instabilitate în țările sudice, sud-estice și în cele centrale. În urma ploilor abundente, în sudul Germaniei se așteaptă până la 100 de litri pe metru pătrat. De altfel, specialiștii ne atenționează chiar cu un cod roșu. La polul opus, iată, se află sudul Finlandei. Aici avem un cod galben de precipitații mixte și polei. Acum vă invit să aflăm în detaliu ce se întâmplă în restul Europei. Iată că mâine în peninsula iberică, dar și în țările vestice, vremea va fi destul de bună, apar și câteva ploi, dar numai din loc în loc. 27 de grade vor fi în Barcelona, în Madrid, dar și în Lisabona. În țările sudice și în cele sud-estice vorbim mâine de multă instabilitate, frecvente descărcări electrice, dar și cantități importante de apă. Iată, doar Sofia și Atena scapă și vor fi 28 de grade. În țările centrale, mâine atmosfera va fi instabilă în majoritatea regiunilor, vorbind despre ploi zgomotoase de vară. În urma ploilor, în sudul Germaniei, situația va fi cea mai gravă, se așteaptă la încă 100 de litri pe metru pătrat. În nord, soare, vreme bună, 17 grade în Helsinki și 27 de grade la Moscova, deși plouă. Am ajuns acum la finalul emisiunii. O nouă erupție vulcanică a avut loc în ultimele zile. Ce legătură există între erupții și climă, vă spunem mâine de la ora 18:50 de minute. În continuare, vedem imaginea zilei și rămâneți alături de TVR2. În numai câteva secunde începe telejurnalul orei 19. Pe curând! We'll be right back.